Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură a încheiat deja convenții privind finanțarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităților curente de către beneficiarii măsurii 215, adică plăți privind bunăstarea animalelor, în special pentru porcine. Anul 2 de angajament, sesiunea 1 de depunere. Încheierea acestor convenții APA emite la cererea solicitantului o adeverință prin care confirmă faptul că acesta și-a depus solicitare pentru sprijinul 215 măsura privind bunăstarea animalelor la porcine în perioada 12-30 august 2013. Totodată confirmăm faptul că nu a fost supus unui control clasic și că solicitantul nu a avut neconformități pe cerere. Creditul poate merge până la 90% din valoarea plăților privind bunăstarea animalelor la porcine. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, numărul 703 din data de 23-7-2013, privind aprobarea condițiilor în care se vor încheia convențiile dintre instituțiile financiare, bancare și nebancare și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în vederea finanțării de către aceste activităților curente ale beneficiarilor plăților derulante prin APIA, banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăților directe. Banca are dreptul de impune pe lângă o serie de adeverințe necesare dosarului și propriile condiții de creditare. De asemenea, banca are obligația să informeze beneficiarii privind obligația acestora de a suporta contravalorarea dobânzilor, diferențele de curs valutar și comisioanele bancare. Totodată, potrivit aceluiași act normativ, banca trebuie să facă dovada că în perioada 2008-2012 a acordat creditele beneficiarilor axei 1, adică creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier, axei numărul 3, calitatea vieții în zonele rurale și diversitatea economiei rurale, și axei numărul 4,